Festivalul de alergare de la Brașov, cu peisajele Carpaților în fundal, a fost martorul unui spectacol al atletismului și rezistenței umane. Acest eveniment anual, care atrage mii de participanți din întreaga lume, este o celebrare a spiritului uman și a capacității noastre de a depăși limitele fizice și mentale. Alergătorii kenieni, recunoscuți pentru priceperea lor în cursele de anduranță, au urcat din nou pe podium, pictându-l în culorile naționale. Acești atleți de elită au demonstrat încă o dată de ce sunt considerați unii dintre cei mai buni din lume, dominând competiția cu o combinație de viteză, rezistență și strategie impecabilă. Festivalul, care a atras atât atleți experimentați, cât și amatori entuziaști, a oferit o varietate de distanțe, de la curse energice de 5 km până la maratonul solicitant. Această diversitate a permis fiecărui participant să își testeze limitele și să se bucure de frumusețea orașului Brașov și a împrejurimilor sale. Traseul provocator, care șerpuia prin inima Brașovului și peisajele din jur, a testat anduranța fiecărui participant. Cu fiecare colț și cotitură, alergătorii au fost întâmpinați de priveliști spectaculoase și de susținerea entuziastă a localnicilor, care au ieșit în număr mare pentru a încuraja participanții. Cu toate acestea, contingentul kenian a fost cel care a furat cu adevărat spectacolul. De la începutul cursei, acești atleți remarcabili au preluat conducerea și nu au cedat niciun moment, demonstrând o stăpânire de sine și o determinare care i-au lăsat pe ceilalți competitori în urmă. Pașii lor puternici și hotărârea neclintită s-au dovedit a fi prea mult pentru competitori. Fiecare kilometru parcurs a fost o demonstrație de forță și rezistență, iar expresiile de pe fețele lor reflectau concentrarea și dedicarea necesare pentru a excela în astfel de condiții. Victoria de la Brașov a adăugat un nou capitol la saga dominației keniene în alergarea pe distanțe lungi. Această victorie nu este doar un testament al abilităților lor fizice, ci și al pregătirii mentale și al sprijinului comunității lor, care joacă un rol crucial în succesul lor continuu. Acest eseu explorează factorii din spatele acestui succes, analizând contextul istoric, evidențiind realizările individuale și examinând impactul global al alergării keniene. Vom explora cum antrenamentele la altitudine, dieta specifică și cultura alergării din Kenya contribuie la performanțele lor remarcabile. De asemenea, vom discuta despre influența mentorilor și a programelor de dezvoltare a tinerilor atleți, care asigură că fiecare generație de alergători kenieni este pregătită să continue tradiția de excelență. Atleții kenieni se bucură de mult timp de o reputație de excelență în alergarea pe distanțe lungi. Acești sportivi remarcabili au devenit sinonim cu succesul în competițiile internaționale, dominând podiumurile și stabilind recorduri mondiale. Dominația lor, care a apărut în a doua jumătate a secolului XX, a captivat lumea. Începând cu anii 1960, alergătorii kenienii au început să-și facă simțită prezența pe scena mondială, câștigând respectul și admirația fanilor de atletism din întreaga lume. Din zonele de antrenament la altitudine mare din Iten și Eldoret, a apărut un flux constant de campioni. Aceste regiuni, situate la altitudini de peste 2000 de metri, oferă condiții ideale pentru dezvoltarea capacității aerobe și a rezistenței, esențiale pentru alergătorii de distanțe lungi. Legendarul Kip Keino a aprins imaginația lumii cu performanțele sale medaliate cu aur la proba de 500 de metri și 3 de metri obstacole la Jocurile Olimpice din 1968 de la Mexico City. Keino nu doar că a câștigat medalii, dar a și stabilit noi standarde de excelență în atletism. Victoriile sale au marcat începutul unei ere de aur pentru atletismul kenian. Performanțele sale au inspirat o nouă generație de alergători, care au văzut în el un model de urmat și o sursă de motivație. Urmând pașii lui Keino, generații de alergători kenieni și-au gravat numele în analele istoriei sportive. Acești sportivi au continuat să domine competițiile internaționale, câștigând medalii și stabilind recorduri în diverse probe de alergare. De la cele 5 titluri mondiale consecutive de cross ale lui Paul Tergat, care a redefinit standardele în alergarea pe teren accidentat, până la performanțele impresionante ale lui Eliud Kipchoge la maraton, care a devenit primul om care a alergat distanța clasică de 42,95 km în mai puțin de 2 ore, moștenirea alergării keniene continuă să inspire.
Acești atleți nu doar că excelează pe pista de alergare, dar și în afara ei, devenind ambasadori ai sportului și ai valorilor pozitive pe care acesta le promovează. Succesul însă depășește talentul individual. Este rezultatul unei culturi de echipă și a unui spirit de comunitate care încurajează colaborarea și sprijinul reciproc. Acesta este înrădăcinat într-o cultură care prețuiește munca asiduă, rezistența și o legătură profundă cu pământul. În Kenya, alergarea nu este doar un sport, ci un mod de viață, o tradiție care se transmite din generație în generație, inspirând tinerii să viseze și să își atingă potențialul maxim. Festivalul de alergare de la Brașov a demonstrat profunzimea talentului kenian în alergare. Tânărul și promițătorul Stanley Biwott a ieșit victorios la maratonul masculin, finișul său exploziv lăsându-i pe concurenți în urmă. Victoria lui Biwott, o dovadă a dedicării și a talentului său natural, sugerează un viitor strălucit pe scena internațională. În cursa feminină, alergătoarea veterană Purity Rionoripo a fost cea care a ocupat primul loc. Rionoripo, cunoscută pentru strategia sa de cursă și hotărârea de neclintit, a controlat ritmul încă de la început, nelăsând nicio îndoială cu privire la supremația sa. Performanțele lor, alături de evoluțiile puternice ale altor atleți kenieni pe diverse distanțe, au servit ca o reamintire a dominației națiunii est-africane în acest sport. Festivalul de alergare de la Brașov a devenit o scenă pentru acești atleți de a-și etala abilitățile excepționale și de a inspira alergători aspiranți din întreaga lume. Secțiunea a patra, emoția cursei, atmosfera electrizantă de la Brașov. Atmosfera de la festivalul de alergare de la Brașov a fost electrizantă. Spectatorii au umplut străzile, încurajând alergătorii și creând o atmosferă de carnaval. Uralele s-au intensificat pe măsură ce alergătorii kenieni se apropiau, pașii lor părând fără efort în ciuda traseului dificil. Energia mulțimii era palpabilă, o dovadă a puterii sportului de a uni oameni din toate categoriile sociale. Localnicii, alături de turiști internaționali, s-au adunat pentru a celebra atletismul și spiritul uman. Experiența comună a creat un sentiment de camaraderie, depășind granițele geografice și diferențele culturale. Festivalul de alergare de la Brașov, cu decorul său pitoresc și mulțimile entuziaste, a oferit fundalul perfect pentru triumful alergătorilor kenieni. Evenimentul a reprezentat o reamintire a puterii unificatoare a sportului și a capacității sale de a inspira generații. Secțiunea 5. Un impact global. Alergătorii kenieni inspiră lumea. Alergătorii kenieni au devenit un simbol al excelenței atletice, captând imaginația și admirația oamenilor din întreaga lume. De la maratoane internaționale la competiții locale, prezența lor este resimțită și apreciată. Victoria keniană de la Brașov are ecouri dincolo de lumea atletismului. Aceasta nu este doar o victorie personală, ci și una colectivă, care inspiră și motivează pe toți cei care urmăresc aceste evenimente. Fiecare cursă câștigată de un alergător kenian este o dovadă a dedicării și a muncii asidue. Aceasta servește drept un far de speranță și inspirație pentru sportivii aspiranți, în special din țările în curs de dezvoltare. Tinerii sportivi văd în acești campioni modele de urmat, învățând că, indiferent de începuturile lor, pot atinge culmii înalte prin perseverență și determinare. Poveștile de succes ale alergătorilor, adesea cu origini umile, sunt o mărturie a puterii transformatoare a sportului. Mulți dintre acești atleți au început să alerge desculți pe drumurile prăfuite ale satelor lor, visând la ziua în care vor putea concura pe scenele internaționale. Demonstrează puterea transformatoare a muncii asidue, a dedicării și a credinței de neclintit. Antrenamentele lor intense, desfășurate adesea în condiții dure, sunt o dovadă a angajamentului lor neclintit de a-și atinge obiectivele, a dedicării și a credinței de neclintit. Fiecare pas, fiecare antrenament, fiecare cursă este o mărturie a spiritului lor de neînfrânt. Ei nu renunță niciodată, chiar și atunci când se confruntă cu obstacole aparent insurmontabile. Realizările lor zdruncină ideile preconcepute despre dominația sportivă, dovedind că limitele geografice și disparitățile economice nu trebuie să stea în calea excelenței sportive. Ei arată lumii că talentul și determinarea pot depăși orice barieră.
dovedind că limitele geografice și disparitățile economice nu trebuie să stea în calea excelenței sportive. Fiecare victorie este o dovadă a faptului că, indiferent de unde provii, poți atinge măreția prin muncă asiduă și determinare. Poveștile alergătorilor kenieni rezonează cu publicul din întreaga lume, depășind barierele culturale și lingvistice. Ele inspiră și unesc oameni din toate colțurile lumii, arătând că sportul are puterea de a aduce împreună comunități diverse, depășind barierele culturale și lingvistice. Fiecare zâmbet, fiecare îmbrățișare, fiecare moment de bucurie împărtășit cu fanii este o dovadă a impactului lor global. Ei nu sunt doar atleți, ci și ambasadori ai speranței și unității. Victoriile lor oferă o sursă de mândrie națională, insuflând un sentiment de speranță și posibilitate în comunitățile care se confruntă cu sărăcia și provocările sociale. Fiecare medalie câștigată este o rază de lumină pentru cei care se luptă cu dificultăți zilnice, insuflând un sentiment de speranță și posibilitate în comunitățile care se confruntă cu sărăcia.